Gazdele au reușit un eseu netransformat, iar până la pauză, humorenii au egalat cu un eseu al lui Bandol și au condus cu 8-5 după o lovitură de pedeapsă transformată la bețe de la aproximativ 40 de metri. Clubul sportiv școlar Gura Humorului și-a mărit avantajul în prima fază a reprizei secunde, când, după mai multe pase succesive, Sidău a marcat eseul, transformarea fiind fructificată de Conache. Humorenii mai au programate 2 meciuri în acest sezon, acasă cu Baia Mare și în deplasare la Cleopatra Mamaia. Chiar dacă pierd ambele partide, echipa antrenată de Andrei Varvaroi nu mai poate rata titlul de campioană națională. Acesta este cel de-al treilea titlu câștigat de gruparea humoreană după cele din 2017 și 2018. Clubul sportiv școlar Gura Humorului a mizat în actualul sezon pe următorii jucători: Davidoiu, Vasilovici, Legean, Cătună, Tucaliu, Climbosu, Cojocariu, Sidău, Gârda, Nichitean, Ursache, Antonesi, Cioltan, Bivol, Bandol, Bârsan, Floriștean, Mureșan, Conache, Cuciureanu, Ajităriței și Barău.